știți, să aruncăm în aer rafineria lui Black fără un plan de bătaie n-a fost o idee bună. Acum ai îndoieli? Nu, ziceam doar că n-a fost o idee bună. Să fim serioși, artificiile au fost grozave! A fost grozav când locul a făcut ca-ba-ba-ba-ba-ba-bum. Acum trebuie să ne strecurăm în liniște de aici spre casă. O problemă. Cum o să reușim să ne furișăm cu toate astea peste tot? Ei bine, să vă spun ceva, e inacceptabil. Chiar și pentru Pronto e semn rău. Rău? E oribil. Unde e bravada? Geniul? Ha! Vedeți? Asta e un poster de nota 10. Nu-mi place să zoresc artiștii la lucru, dar ne trebuie o ieșire. Motiv pentru care eu, în înțelepciunea mea, v-am adus aici. Într-o fundătură? Nu, Cord, nu într-o fundătură. Spre calea noastră de scăpare. Ce loc e ăsta? Păi, canalele, bineînțeles. De sub râuri. Am fost un marinar priceput în zilele mele. Care zile mai exact? Era o zi de marți. Am auzit de locul ăsta, un canal sub slag Terra. În copilăria mea, lumea a încetat să-l folosească. Se apropie! Și n-avem unde să fugim! Lăsăm aici meca animalele și notăm? Eu am o idee mai bună. Super! Lăudărosule! Le-am modernizat și pe ale voastre, butonul galben. Gașca Shane se îndreaptă spre canalele de sus. Nu știam că mega animalele pot merge pe apă. Oh, frumusețile astea pot face multe. Mi-aș dori să fi fost și impermeabile. Amice, pe bune, nu-ți place apa? Să spunem că fac o baie o dată pe an și chiar și atunci protestez. Bine? Da, eu protestez că faci o baie o dată pe an. Deci lumea nu prea mai folosește canalele? De ce? Ha, cine vrea să se ude până la piele când poți să călătorești în lux cu expresul din slag Terra? Ce-a fost asta? Se pare că ne-am oprit, dar de ce ne mai mișcăm încă? Vom afla imediat! Înapoi! Înapoi! Ah!
îngrijorați. Genialul simț de navigație a lui Pronto îi spune că tot ce a fost mai rău a trecut. Și gura ta mare. Mâinile sus, prințeselor! Intrușilor, îl veți înfrunta pe Malvolio Drake, stăpânul mărilor. Stați! Nu am venit să vă încălcăm teritoriul. Am ajuns aici din întâmplare. Aici e peștera canalelor, prințeselor, unde doar eu învârt afaceri. Ce afaceri mai exact? Tu ce părere ai? Sunt contabil, împletitor de coșuri. Sunt în breasla piraților și dacă vreți să treceți, răscumpărarea e jumătate din slagii voștri. Și dacă refuzăm? Eu voi fi mai sărac cu câțiva slagi, iar voi mâncare pentru rechin. Nu, dacă nu o să ne prindă. Ăsta-i planul tău, Eli? Zău, așa, meca animalele noastre sunt mai rapide decât hardughia lor. Nu cred că nava lor vrea să ne prindă. Domnule Watts! Da, capitane. Arată-le ce poate face un baraj de tărătoare prin cer. Au tunuri? Nu-mi spuneți că trag cu... Slagi! Ne-am depărtat mult de el. Nu mai suntem în bătaia tunurilor. Cred că am scăpat. Trebuie să nu mai spunem chestii de genul ăsta. Ești gata, răgăitule? Mai să fie exact, asta voiam să fac. Nu mai ești atât de dur în lipsa tunurilor, ha? Poți să-mi retrag cuvintele? Loviți-i cu tot ce avem! Oh, nu! Fugiți! Bine, bine, ne-am gândit la oferta voastră și o să vă dăm bucuroși o parte din slagii noștri acum. Ha! Bună încercare, cârtițoiule, dar prețul a urcat. Acum vreau toți slagii voștri. Și veți fi sclavii mei entuziaști. Nimic personal, prințeselor. Mai rău de atât? Nu se poate. Da, ba se poate. Nu mai simt degetele. Sunt convins că o parte din scoicile astea au scoici. E imposibil. Fiindcă pe nava asta faci curat în sens contrar a celor de ceasornic. Ascultă-mă și o să-ți spun cu lux de amănunte ce ai greșit și de unde știu asta. Spuneai că mai rău de atât nu se poate. Atenție, maimuțoilor! Capitanul Drake e pe punte. Da! Parcă ziceai că nu-i ceva personal. Te rog, nu te măguli! Prințesă, sunt pirat! Să faci treabă în locul meu e ceva obișnuit aici. Însă am impresia că nu vă descurcați prea bine. Asta spunea și Pronto. Trebuie făcut în sens contrar a celor de ceasornic, așa. Ăsta e scutit de munca pe punte. Vedeți? Un om care recunoaște talentul de navigator. Da, așa e. Tu nu-l ai. Dar pe Marea Rece goală e greu să găsești o distracție bună. N-ai vrea să fii cârtițoiul meu personal? M-ai promovat? Ce fel de avantaje vin cu acest post, domnule? Avantajul de a nu fi aruncat la rechin pe placa aia. În mare cu el, băieți! Da! În cazul ăsta, accept cu smerenie. Așadar, motivul pentru care ți-am permis să stai în prezența mea ilustră. E timpul să trecem la afaceri adevărate. Dintre toate comorile mele ilicit obținute, aceasta e bijuteria cea mai de preț. Fii atent!
toate unghiile tăiate de când eram elev. Ce zice, frumoasă, nu? De ce ai face așa ceva? Pentru că orice parte a corpului meu e specială. Unghiile nu sunt o excepție. Răgăitule, sunteți bine? Ai sute de slagi acolo. De ce ai nevoie de ei? De ce? Am cei mai mulți slagi. Astea sunt regulile jocului de-a pirații. Cine are cei mai mulți slagi, câștigă! Nu! Nu te apropia de Minky, prințesă! Micuțul e mai valoros decât voi toți la un loc! Nici să nu vă gândiți să faceți altceva decât să-mi catalogați colecția! Colțosul va fi cu ochii pe voi! La muncă, maimuțoilor! Doar maimuțoii, nu-i așa? Nu și cârtițoiul personal. O, nu! Am ceva mult mai bun pentru tine față de cârtița. O, mai bun, da? Pronto nu mai vrea să fie cârtițoi personal. Spune să înceteze, să înceteze. Bine, chiar dacă am trece de colțosul, meca animalele noastre sunt sub cheie și suntem înconjurați de rechini și de pirați. Da, mai rău e că în timp ce noi lucrăm aici, Pronto se distrează pe punte. Nu-i vina lui Pronto, e vina mea. Din cauza mea suntem aici. Am atacat rafinăria fără un plan. Adăpostiți persoane căutate de doctorul Black. Ha? Predați-le și nu veți păți nimic. Pare ocazia ideală de a evada. Stați! Ce-ar fi dacă mai întâi am face un plan? Trageți cutunurile! Ce spui de planul ăsta? Țineți-vă bine! E încuiată! Suntem blocați! Răgăitule, sunteți bine? Răgăitule? Una din navele lui Black. Putem scăpa de aici decât dacă ne vor scoate ei. Acum putem pleca. Domnule pirat! Domnule pirat, coborâți-mă! De ce? Atragi focul lor direct spre tine! Dar sunt cârtițoiul tău preferat! Da, și îți îndeplinești rolul cu succes! Le distragi atenția! Șeful vostru n-a putut să-l pună pe tușă pe Drake cu trenul lui. De ce credeți că ați putea începe acum? Faceți bine și învățați! Ce-i al meu rămâne al meu! Vă înșelați, domnule. Prizonierii evadează și v-au luat comoara, dar au lăsat unghiile. M-au piratat! Nu piratezi un pirat! Aș fi un pirat păcălit! Trageți! Trebuie să încărcăm înainte de a trage. Încărcați! Acum! Trebuie să meargă. Altfel nu plecăm nicăieri. Te apărăm noi. Ce spuneți? A suferit destul? Da. Cârtițul personal s-a prezentat la datorie. Am încărcat tunurile, domnule. Domnule Watts, știi vorba aia? E o risipă să scufunzi o navă când poți să prinzi echipajul. Da, domnule. Ești liber să faci risipă de asta. Niciunul din ei nu va scăpa cu viață din asta. Atenție! Fiți gata și trageți! Hei, avem curent!
Să plecăm! Faceți-i praf! Din școala piraților plan de bătaie mai jalnic. 3 grade triport și am aranjat. O să ne facă bucățele. Bine, au arme mai multe și o navă de 2 ori cât a noastră. Dar nu vă temeți, de data asta am un plan. Scăpăm de ei în bancul ăla de ceață. Țineți-vă bine! Se îndreaptă spre tărâmul cețurilor. N-o să scape de acolo. Nesăbuitul e mai naiv decât credeam. Du-ne în partea cealaltă și o să strângem resturile. Ar fi trebuit să mă apuc de planificat de mult timp. Stângi! Frățioare, poftim? Frățioare, nu așa se conduce o navă. După el, da. Ce mai faceți? Să vedem. Mi-ai furat comoara, mi-ai stricat nava. Dar iată de ce sunt un pirat mai bun decât tine. Domnule, se scufundă. Dacă vrem să ne mai jucăm de-a pirații cu altă ocazie... Mă scufund odată cu nava mea. La fel și el. Capitanul vrea să se ducă la fund, băieți. Dacă nu vreți să fiți mâncare pentru rechini, trebuie să luăm cealaltă barcă. Bun, Mimki, este numai al tău. Cum ai... Asta face Mimki, prințesă. Imite orice face un alt slug. Priviți, mega animalele! Să te bazezi pe un slug puternic ca acel Infernos e de obicei un plan de luptă excelent. Dar nu atunci când te lupți cu Mimki. Da, abia m-am apucat de făcut planuri, amice. Să-i dăm drumul. Scoate-mă de aici! Oh, nu! Chiar credeai că îl voi folosi iar pe răgăitul? Ha! Chiar încep să mă pricep să fac planuri, nu-i așa? Hei, Eli! Deci, ce părere aveți de noua nava lui Drake? E drăguță! Comportamentul tău vretnic de dispreț face de rușine tradiția cârtițelor personale. Îmi dau demisia. Nu uita, în sens contrar a celor de ceasornic. Nimic personal, prințesă. Nu! Slagii mei! Dați-mi comora înapoi! Nu poți pirata un pirat! Nu! No!
tot slagii capturați de Drake, ai putea avea un arsenal pe cinste. Ai dreptate! Aș putea! Dar eu nu așa mă joc de-a pirații. Deci, cum ne vom întoarce acasă? Am putea să luăm prin canale, de vreme ce pirații și-au încheiat activitatea. Oh, nu! Nici gând! Am avut parte de suficientă apă cât pentru 5 ani de dușuri. Chiar vreți să vedeți cum miroase când nu fac duș 10 ani? O luăm pe drum. Da, pe drum. Drumul e o idee bună.